Dragi români, astăzi, când sărbătorim trecerea în noul an, vă urez tuturor un 2016 fericit, bogat în împliniri și mai înalt în aspirații. Pentru noi toți, anul care se încheie a fost unul complicat, marcat de grele încercări, cu momente de cumpănă și decizii dificile, dar necesare. 2015 a fost însă și anul recâștigării normalității, anul în care au fost puse bazele unei reconstrucții profunde la nivelul societății românești. Cu speranță, curaj și determinare, românii au demonstrat că orice impas poate fi depășit. Privesc cu încredere spre 2016. Vreau ca schimbările în bine să capete contur și consistență. Depinde numai de noi să folosim oportunitățile care se ivesc pentru a progresa și a face din România țara pe care ne-o dorim. La mulți ani, dragi români, oriunde v-ați afla.